O ceartă declanșată la biție s-a sfârșit cu o crimă. Tragedia a avut loc în noaptea de 22 septembrie la ora 23:55 de minute în satul Pâneșești din raionul Strășeni. Cea care a sunat la poliție a fost o femeie care și-a găsit vecinul bătut măr în curtea casei. La scurt timp la fața locului au ajuns oamenii legii și o ambulanță. Cu regret, medicii nu au putut face nimic pentru a salva bărbatul de 37 de ani. Polițiștii au constatat că în acea seară victima ar fi băut împreună cu un alt consătean în vârstă de 35 de ani. Potrivit martorilor, între cei doi prieteni de pahar s-ar fi iscat un conflict care ar fi generat în bătaie. Înfuriat, suspectul l-ar fi luat pe bărbat la pumni și picioare, iar după ce l-a umplut de sânge, i-ar fi sunat concubinei acestuia să vină să-l ia. Între timp, bărbatul ar fi ajuns acasă cu ajutorul unui alt sătean. Victima a murit așezată pe scaunul din curte. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar dacă vina îi va fi demonstrată, el riscă pușcărie de până la 15 ani. Alte circumstanțe se stabilesc.